Vineri, valorile termice vor fi în continuare mai ridicate decât cele normale pentru a doua decadă a lunii februarie. În vestul, nord-vestul și centrul țării local, cerul va fi înnorat și va ploua slab. În restul regiunilor apare soarele și sunt posibile ploi după căderea nopții. În zona de munte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și nisoare. În Giurgiu, la amiază, termometrele vor indica o maximă de 14 grade Celsius, o temperatură destul de ridicată pentru această perioadă. Astfel, marți în Hotarele, Comana, Ghimpați și Izvoare, soarele se vor înregistra 12 grade, în timp ce la Bolintin 11 grade, la Mihăilești 10 grade, iar la Giurgiu 14 grade Celsius. Vântul va sufla cu o putere de 11 km pe oră din direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 758 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 25-35 de centimetri, iar cota probabilă este de 135 de centimetri. Umiditatea aerului va fi de 69%.